găsit prieteni. O întrebare. Pentru ce alergați? Sau dacă nu aveți condiția fizică necesară, dar v-ar plăcea să o faceți, ce motivație v-ar pune în mișcare? Astea sunt întrebările pe care le are pentru noi invitatul Vlad Pop, un tânăr care aleargă pe bune pentru speranță, pentru speranță pentru cei mai mici și mai vulnerabili și vrea să ne pună pe fugă și pe noi, în direcția bună, evident. Vlad, ce ne facem cu noi, cei care nu putem alerga? N-ar plăcea să o facem, dar nu avem condiția fizică necesară. Mai are rost această discuție sau putem să le dăm liber oamenilor care nu pot să alerge? Proiectul, de fapt, a luat naștere anul trecut, în vară, când m-am întors din București și am vrut să ajut, să fac ceva pentru alții care nu au binecuvântările sau nu au avut o viață așa de bună precum am avut-o eu. Și lucrând cu complexul de servicii destinat protecției copilului numărul 2, am... Din Cluj-Napoca. Da, din Cluj-Napoca. Am propus un program de artă creativă Hope, care să atingă mai multe teme și să ajute pe copiii de la centru să... Să prindă aripi. Da, și să aibă o șansă mai bună la viață sau să învețe lucruri noi. Bun, dar hai să vedem dacă nu putem alerga și să vedem ce-i cu alergarea asta și dacă nu putem să fim alergători, cum putem să ajutăm proiectul ăsta? Sau doar cei cu condiție fizică îți pot fi de folos? Spune-ne ce se întâmplă în 19. Pe data de 19 aprilie m-am gândit să alerg la maraton pentru copii de la centru. Bravo! Ai condiție fizică, te-ai pregătit, felicitări! În 9 merg cu bicicletă, alerg și am zis ce-ar fi să fac ceva mai mult de atâta decât distracția să alerg. Distracția să se transforme în ceva util. Și m-am gândit la copii pentru că cred că copiii sunt viitorul nostru și merită să investim în educația lor. Și atunci am lansat pe Facebook și pe rețelele online această campanie Tu pentru ce alergi? Prin care să invit companii sau oameni care să se alăture cauzei. Deci pot să alerge? Da. Sau să susțină. Cum? Printr-un mesaj de încurajare, prin purtarea stickerului Run for Hope, sau pot să doneze. Exact. Cum? 5 lei pe kilometru? Da, sau pot cum să doneze faci? 5 lei pe kilometru. Au fost firme din comunitatea din Cluj care nu au avut niciun alergător. Și atunci... Deci, cazurile astea cred că sunt foarte dese, când nu ai pe cine să trimiți să alerge. Da. Că nu au oamenii. Da, și au spus, pregătirea. Vlad, e ok, dacă tu alergi, noi te susținem cu 100 de lei pe kilometru, cu 5 lei, în funcție de bugetul care l-au avut disponibil. Mm-hmm. Și în felul ăsta, discuția noastră va fi de interes pentru toți cei care ne urmăresc, indiferent că pot alerga sau nu, pentru că sunt modalități prin care pot să vă ajute. Tu spuneai așa frumos, nobil, că sunt viitorul nostru copii și așa-i, dar din câte am apucat eu să povestesc cu tine, ție pur și simplu îți sunt dragi. Ai spus tu, cum ar fi lumea asta fără copii? Deci e ceva personal, mi se pare mie. Cum ai început să te legi de copii și să faci lucruri concrete pentru ei? Am început din perioada liceului, când am început să mă implic la oncologie. Am lucrat la o asociație care... Dar ce fel de adolescent ai fost așa de serios? Am fost mai... Cine ți-a trezit ție interesul ăsta pentru a merge la spital? Că așa ai spus că ai început. Cred că oamenii care s-au implicat în acel program de voluntariat și care mi-au arătat că dacă ei pot să facă un lucru și nu sunt din comunitatea noastră, de ce eu nu aș putea să fac dacă sunt născut, am trăit și am crescut aici? Și atunci am început să mă implic la spital, apoi am ajuns în contact și cu copiii de la centru, în cadrul programului de voluntariat și de-a lungul anilor nu am reușit să mai merg la centru și atunci au fost câteva lucruri neîmplinite sau un capitol neînchis. Mm-hmm. Și acum la centru îți scrii capitolul. Da, în 2014 m-am întors din București și am început să găsesc modalități prin care pot să susțin copiii în a le oferi o educație sau o șansă mai bună sau un prilej de a merge la expoziții, la...
teatru, la... Uite, un prilej să luăm proiectele pe rând. Cine sunt? Sunt copiii de la un centru din cartierul Gruia, din Cluj-Napoca. Câți copii? Lucrăm cu 20 de copii. Uh-huh. Vârste? Vârste între 6 și 17 ani. Uh-huh. Și e un program structurat pe care l-am supus Direcției pentru Protecția Copilului, care a fost aprobat și cu sprijinul comunității din Cluj, a firmelor, a oamenilor care au donat. Sau și voluntari. Și voluntari, da, care vin și odată pe săptămână, se implică în desfășurarea activităților care ating mai multe teme. Muzică, artă creativă, ieșiri la expoziții, la piese de teatru. Încercăm să aducem oameni noi care să inspire pe copii și să le atingă o coardă sensibilă care să-i ajute să-și găsească drumul în viață. Fie că este muzică sau alimentație sănătoasă sau sport. Și în felul acesta copiii beneficiază de ceva mai mult decât primesc la școală sau în programul zilnic de la centru. Își lărgesc orizontul, da. Își găsesc poate o meserie, deși, mă rog, pentru cei mici probabil că e un pic de vreme, dar poate că nu. Da, pentru cei mari căutăm și cursul de calificare, pentru că ei la 18 ani părăsesc centru și atunci am identificat câteva nevoi pentru cei mai mari care vor să facă ospătar bucătar sau frizer și cu sprijinul firmelor locale ei beneficiază sau vor beneficia de cursuri de calificare și apoi cu o diplomă e mai ușor să găsească un job și să se integreze în comunitatea din Cluj, să găsească un apartament, să fie sustenabil, să fie pe cont propriu. Tu când prezinți oamenilor proiectul artă creativă, nu e riscul ăsta ca oamenii să se gândească la faptul că poate fi un moft, artă creativă, hai să fie ceva mai, nu știu, care ține de strictul necesar asta cu arta, e așa, pentru cine a rezolvat problemele de bază. Da, eu personal cred că... De ce e așa de necesar arta creativă? Pentru că un copil este copil, fie că este la centru sau acasă sau la spital și el merită prin artă să descopere lucruri noi sau să-și găsească talente noi. De exemplu, când au venit doi prieteni, Patricia și Tudor, să facă un atelier de muzică, din banii oferiți prin donații, am cumpărat instrumente muzicale și fiecare copil s-a identificat cu un instrument și am cântat împreună la final după activitate o piesă împreună și atunci am văzut că bucuria care le-a dus doi oameni sau și niște instrumente muzicale, da, poate să inspire să-și dorească mai mult, să facă o carieră din muzică sau sau să se simtă bine, da, pur și simplu. Da, și să arătăm și celorlalți din comunitate, atunci când vorbim de artă creativă, că arta cuprinde mai multe elemente. Nu doar să colorăm, să desenăm, poate fi muzică, poate să fie teatru, poate să fie pictură, poate să fie alimentație despre cum să mâncăm sănătos. Arta creativă de a ne face, da, viața mai frumoasă și, da, mai sănătoasă. Și a crește într-un mod armonios, pentru că un copil, indiferent că este la centru, el merită tot ce e mai bun și are șanse la fel de mari să aibă succes în viață, chiar dacă a avut un început mai greu. De fapt, asta voiam să te întreb, dacă nu cumva viața lor e un pic mai grea decât a altora de vârsta lor. Cred că ei, pentru că nu-s cu părinții, sunt afectat mai mult de percepția altor copii, fie că sunt, uh-huh, la școală sau în viața de zi cu zi, prin care ei nu sunt ajutați, impulsionați să învețe, să-și descopere talente noi, pentru că tu ești de la centru și poate că cineva nu investește la fel de mult timp ca și în alți copii. Dar eu cred că dacă cadrele de învățământ, cadrele de la școală ar oferi aceeași energie, aceeași pasiune pentru fiecare copil, cred că și ei ar avea mai multe reușite. Pentru că uneori sunt loviți sau sunt se râde de ei pentru că nu au o mică sau un tătic și, lăsând deoparte toate problemele lor, nu e vina lor și ei cred că au la fel de multe șanse să-și depășească statutul social și prin programul de artă creativă HOPE, asta vrem, o șansă mai bună la viață, să fie o dovadă vie că ei pot
să aibă o viață de succes, să fie un exemplu pentru alți copii. Să-i faceți luptători. Da, pentru că sunt special, fiecare are un talent pe care încercăm să-l descoperim prin, nu știu, vizite la circ sau activități de gătit sau când facem experimente cu ei sau... Uite, n-ai reușit, mi-ai tot spus de vulcan, un experiment făcut recent, dar n-ai apucat să-mi povestești. Și momentul potrivit, ce e aia vulcanul? Ce ați făcut voi cu vulcanul sau cu vulcanii? E o altă abordare prin artă, cu ajutorul căruia reușim să îi ajutăm pe copii să înțeleagă mediul înconjurător și ce se întâmplă într-un vulcan, cu magmă, cu erupție, cu efect chimic și prin joacă să realizăm din bicarbonat și oțet și materiale creative, pahar și așa mai departe, un vulcan. A, așa, pe masă la el. Da, și printr-o reacție să vedem exact fenomenul vulcanului, adică erupție, fervescență, lavă roșie, cu un pic de colorant și alimentar. Cu mânuțele lor. Da. Și în felul acesta, prin activități care să-i stimuleze, reușim să le lărgim orizonturile, să vadă că, de fapt, pot să facă și lucruri la care nu s-au gândit. Și să fie interesați, să-și găsească interese. Da. Pentru activități. Cât sunt de apatici copiii, dacă nu-i trezești la diverse hobby-uri? Ar putea sta la televizor oricât. E o provocare aceasta, în a-i stimula, în a-i ajuta să nu-și piardă răbdarea și de a lupta, dacă au activitate de dus la bun sfârșit, să o ducă. Și cred că una dintre lecțiile din viață aceasta este. Pentru că în viață, uneori, dacă crezi în ceva și vrei să fii ceva bun sau într-un domeniu campion sau în sport sau în orice. Sau să duci o cursă până la capăt, că tot vorbim noi de alergarea ta. Trebuie câteodată să-ți depășești limitele și să crezi în ce faci. Și cred că prin lucrurile mici putem să îi ajutăm să învețe lecții mai importante, care mai apoi să se reflecteze la un job, când au un task de făcut, o misiune sau au o problemă de rezolvat, să nu renunțe și să învețe din experiențele acestea acumulate. Care e cea mai mare nevoie în viețile copiilor ăstora? Cred că cea mai mare nevoie este dragostea. Pentru că am văzut că la centru e foarte multă nevoie de cineva cu care să discute, cu care să petreacă câteva clipe în afara programului lor, care să fie un sprijin atunci poate când au o zi grea și poate nu pot să se libereze prietenilor sau persoanelor din centru. Și atunci, în timp ce facem o activitate de muzică sau de experimente, discutăm despre alte lucruri, despre ce aș vrea să devin, despre faptul că uneori e greu la școală pentru că suntem puși deoparte sau unii colegi ne pun la colț sau poate că, de exemplu, o prietenă la care merg să mă tund, i-am spus despre copii și a fost foarte inspirată și a venit și a făcut frumos și atuns și a doua zi copiii mi-au spus că cei de la școală au avut reacții mult mai bune despre ei pentru că au văzut că arată diferit și că sunt îngrijiți. Adică imaginea de sine cred că trebuie să fie mult mai puternică și un lucru la care încă lucrăm. Și o altă nevoie este accesul la lucruri noi, adică trăim într-o lume în care tot timpul este în viteză, toată lumea are acces la informații și având un singur calculator la 20 de copii la centru, cred că nu atinge nevoia adevărată și încercăm să găsim o rezolvare cu sprijinul unor firme de IT din Cluj să oferim acest prilej la o sală de calculatoare pentru ei. Uh-huh. Ține și asta de imaginea de sine și de imaginea de sine, pentru că dacă mergi la școală și tu ca puști de nu știu câți ani n-ai acces la internet așa cum au toți ceilalți, sigur că te simți ciudat. Da, sau ai 17 ani și nu știi să faci un CV pentru angajare, adică sunt lucruri elementare care ar trebui să fie
pe care toți copiii ar trebui să le știe? Sau... Dar ție cum îți vin ideile? Ai niște proiecte care deja se derulează, cum ar fi arta creativă, și chiar ați venit aici la librăria Gracie's Home și ați gătit și ați îmbinat gătitul cu niște lecții care țin de Biblie. Cum îți vin ideile? Și după aceea mi-ai spus și de prietena care te-a tuns și care, pe care ai avut inspirația să o chem și la copii. Cum îți vin idei să implici oameni și să inițiezi activități pentru copii? Încerc să realizez că fiecare moment care îl am alături de un prieten sau de o persoană pe care o întâlnesc nouă poate fi o șansă în plus pentru ei. Deci, atenție celor care intră în contact cu tine! Există întotdeauna un interes! Eu cred că dacă fiecare dintre noi și-ar dedica o părticică din programul săptămânal pentru a ajuta alții, cred că ar fi mult mai fericiți. Pentru că, întorcându-mă din București și trecând printr-o perioadă grea din viața mea, am realizat că pot să fiu fericit numai dacă fac pe alții fericiți. Dacă nu mă mai gândesc la mine și mă gândesc la cum pot să ajut pe alții, atunci, prin fericirea altora, o să găsesc și liniștea mea sau fericirea mea. Și atunci am întrebat în stânga și în dreapta, pentru că îmi place să merg la teatru sau la operă sau la concerte și unii știu să cânte, unii știu să picteze, unii știu să gătească. Și am întrebat, uite, lucrez cu copiii la centru. Și tu îi întrebi, pentru cine alergi? Da. Pentru ce alergi? Pentru ce te agiți? Da. Și încerc cam să... Cam eu un proiect, da. 20 de copii. Adică faci ceva în plus pentru alții, dai înapoi cuiva care poate nu e la fel de binecuvântat ca și tine. Pentru că noi suntem, cred că suntem numai niște călători aici și dacă nu profităm de timpul ăsta scurt care îl avem... Ei bine, a profita poate să aibă sensuri diferite. Da, adică a face ceva bun, a face o schimbare pe lumea asta, a salva măcar o viață, a schimba un copil, a-l ajuta pe un copil să meargă la universitate sau orice alt lucru, a planta, dar să faci ceva care să fie de lungă durată, nu să te gândești la tine. Și atunci, poate fi ca și o sămânță, adică faci un lucru poate nu așa mare, mic. Exact. Dar cu ceva în timp care se dezvoltă, pentru că un voluntar care vine să te ajute la o bucățică de proiect și aduce contribuția la rezultatul final și plenar. Și dacă cineva are pe suflet să ajute, dacă este acea sămânță de a dărui, întotdeauna o să găsim o modalitate prin care ajuta, fie că este din timpul lor sau financiar, din partea unei companii care poate are un buget care normal merge în... Unei companie? Nu neapărat, și persoane care pur și simplu vor să ajute și printr-o simplă discuție la o cafea putem să găsim modalități și să... găsim o soluție la o nevoie a copiilor pentru a citi, de exemplu. Vrem să realizăm o bibliotecă, o librărie pentru copii cu cărți care să-i ajute mai departe, care să-i inspire, cărți precum Apolodor sau Micul Prinț sau lucruri pe care noi le-am citit sau poate care... Sau oricum lucruri care pot să le trezească interesul față de citit. Da, cărți bune, cărți noi care să îi ajute pe copii să o dată pe săptămână să aibă o misiune să citească o carte, pentru că în momentul în care cultivăm această acest interes pentru a citi, un copil a ajuns la 20 de ani cu o istorie în citit sau cu multe cărți care să inspire, o să aibă o altă percepție asupra vieții sau o să fie un imbold. Și părinții să trezească interesul față de citit. Și pentru ei o seară de citit pe care am mai făcut-o la centru, în care stăm cu toții la un fursec și o cană de ceai și un voluntar vine și citește, e un timp, face mai mult decât... Deci chiar se bucură? Da. Copiii, vreau să spun. Am făcut aceste seri de citit și vrem cu realizarea unei biblioteci să reluăm activitatea aceasta și chiar am găsit prieteni voluntari care vor să vină să-și dedice din timpul lor și să facem ceva diferit pentru copii, care poate cei de la școală nu dedică timpul acesta pentru ei.
Și mai sunt proiecte de genul ăsta. Mai spune-ne ce mai crește acolo. Da, vrem să crească în perioada următoare și o grădină de legume cu ajutorul oamenilor darnici, a firmelor din comunitatea clujană. Prin donațiile lor vrem să facem o seră, niște paturi cu legume prin care copiii să fie mici cultivatori și să facem un sistem în așa fel încât legumele de bază care sunt folosite la bucătărie să fie crescute tocmai de copii în curtea centrului. E un proiect pe care dorim să-l finalizăm, să punem la punct toate detaliile în așa fel încât să fie un proiect sustenabil și prin plantarea unor pomi fructiferi sau legumelor, acest proiect să crească odată cu copiii care vor crește la centru și să simtă că cu mânuțele lor au făcut ceva care să-i ajute pe ei să aibă o alimentație mai sănătoasă. Și probabil și o legătură afectivă între colțișorul ăla de pământ pe care a ieșit ceva viu datorită muncii pe care el a făcut-o acolo. Da. Sper că ne vei chema și când se inaugurează grădina de legume, dar până atunci hai să revenim la ceva mult mai aproape în viitor, crossul ăsta la care tu vei alerga cât? Voi alerga 21 de kilometri. Când m-am întors din București am început să not și să merg cu bicicleta și să alerg și atunci după un an de zile am simțit că sunt pregătit să mă înscriu la un maraton și am zis ce-ar fi să încurajez și alți oameni, poate și alții vor să se alăture cauzei. Și atunci, da, pentru că nu această cursă da. E importantă, ci faptul că cei 20 de copii se vor alege cu ceva da. De pe urma efortului tău și al nostru, pentru că tu alergi, dar nu putem toți alerga 21 de kilometri. Poate că abia putem alerga un kilometru și cu asta nu te-am ajutat foarte mult, dar putem să donăm. Da, puteți. Am lansat această campanie online. Donează 5 lei pentru fiecare kilometru pe care echipa Run for Hope îl aleargă. Echipa ce înseamnă? Că sunt mai mulți? Suntem mai mulți, da. Pentru că întotdeauna când un mesaj rezonează cu alți oameni, vin în ajutorul tău și... Și mulți s-au alăturat, da. Fie că susțin, fie că donează, ai și fotografiat pe toți cei care aveți galeria Run for Hope. Da, și am primit susțineri de la actori, de la fotbaliști, de la jucătorii de basket, de la echipa României de handbal, de la prieteni, de la cântăreți, de la tineri temerari, supraviețuitori de cancer care aleargă și ei și fie prin acest mesaj de încurajare, adică eu alerg. Și mie îmi pasă. Da. Poți ajuți, nu trebuie să fie neapărat financiar, e pentru cei care poate nu poți alerge așa cum ai spus tu, dar spun, Vlad, noi te susținem pe tine și donăm suma aceasta de bani pe care să-i folosești pentru cărți sau pentru grădina de legume și în felul acesta să fie solidari cauzei. Această cursă e doar o ocazie de a ajuta, pentru că proiectele continuă și trec dincolo de să zic, acest eveniment și oamenii pot să ajute fie donând pentru programul și pentru activitățile care vor avea loc la centru, pot dona din timpul lor, pot să susțină cauza, chiar dacă poate mesajul lor a ajuns mai târziu după încheierea maratonului, pot să ajute. Probabil va fi un cont bancar unde pot să doneze sau pentru informații. Acum nu este? Pe site, da, am pus pe pagina de Facebook. Pe Tu pentru ce alergi. Aha. Este o pagină. Și asta va rămâne? Da. Bun. Și... Cu sens figurat. Tu pentru ce, în ce investești. Da, și vom... Acesta e doar un imbold de a răspândi mesajul că programul de artă creativă HOPE se desfășoară la centru, oricând, în orice zi din an, lumea poate să doneze
și pentru orice întrevedere la o companie sau o întâlnire putem să găsim moduri prin care atât angajații din timpul lor să vină să se implice în programul de voluntariat sau ca și firmă să susțină și astfel să arătăm că se poate și că e un exemplu de bună practică, pentru că atunci când lucrezi într-o comunitate sau ai o afacere, comunitatea din Cluj, trebuie să ții cont și de nevoile și să dai înapoi comunității în care... Trebuie. Pentru că copiii poate sunt viitorul lor și poate vor fi angajații companiei respective. De exemplu, pe programul realizării unei săli de calculatoare, multe companii au fost deschise să discute această colaborare pentru că copiii trebuie să fie creatori de tehnologie, nu doar consumatori. Și atunci, din investiția lor prin cursuri de informatică, vor ajuta pe urmă ca ei să urmeze la, să meargă la o facultate și să poată să se angajeze ca și în domeniul IT și să fie programatori. Wow, vise mari, dar se mai și împlinesc visele. Da. Și orice om, dacă are, orice persoană care are o idee și crede că poate să ajute într-un fel, poate să ne contacteze și sunt sigur că atâta timp cât există bunăvoință și dorință de a face o schimbare, se găsește ceva de făcut. Da, da. Care în final cea mai mare realizare pe care o vezi tu în urma, până acum, în urma eforturilor pe care le-ai depus în povestea asta? Cred că cea mai mare realizare e de a vedea în schimbarea copiilor modalitatea de a vedea diferit viața, de a avea mai mult curaj, de a-și depăși frica, de a nu se simți discriminat. Pentru că e foarte ușor să fii pus la zid, mai ales dacă vii dintr-un centru și nu numai, și într-o familie normală. Dar, atât mai mult da. Într-un centru în care nu i-ai pe părinți da. La tine. Și să-i ajutăm să să fie fericiți, să simtă că la rândul lor trebuie să ajute și alți copii, pentru că i-am pus în contact și cu alți copii din alte medii în cadrul activităților pe care le-am desfășurat și am arătat că atunci când ei primesc ceva trebuie să învețe să și dăruiască, chiar dacă au primit mai puțin din start. Da, chiar dacă da. În centru. Da, ai reușit să vezi până acum ceva concret, pentru că ei încă sunt minori. Încă nu sunt pe picioarele lor să pot spune, uite, un caz bine construit. Ai văzut în viețile lor ceva care ți-a întărit credința în visele pe care le ai pentru ei? Cred că dorința de a face lucruri noi, curiozitatea lor, bucuria care o au de fiecare dată când avem, nu știu, ora de muzică, nu știu, pasiunea lor de a veni la activitate. Că uneori e mai greu să ajungă în locul unde avem... Dar dorința da. Pur și simplu da. de a adică participa. De a vedea că fiecare clipă petrecută în cadrul programului de artă creativă este un prilej prin care ei să învețe și să-și depășească nu știu, statutul lor sau situația lor sau să fie să intre în contact cu oameni noi. În ce fel te-a ajutat pe tine faptul că alergi pentru ei și vei mai alerga pentru ei, pentru copii? Cred că un scop de a da sens vieții sau de a face ceva cu timpul tale? Meu, da. Pentru că am trecut prin diferite perioade din viața mea și am realizat că atunci când ajut, când faci ceva pentru alții care poate nu au parte de lucrurile care tu le-ai avut, ești mai împlinit, ești mai... viața are un sens. Deci rămâne ca oamenii care ne-au urmărit să testeze lucrul ăsta da. În proiectul... Să încerce și ei, pentru că eu cred că dacă ajuți, dacă dai, dacă oferi dragoste, dacă ajuți pe cineva
în nevoie, tot să fii mult mai fericit, mult mai împlinit. A, dăruind vei dobândi, da? Da. Bine, îți doresc să dobândești cât mai mulți voluntari și... și să ducem schimbarea care ne-o dorim în bine și să ajutăm să îmbunătățim educația copiilor. Să-i creștem mari. Da. Și frumoși. Mulțumim, Vlad, și cu drag. Să alergi cu spor.